Bună seara, prietenii mei selectivi! Ca de fiecare dată vă mulțumesc că sunteți la Selectiv cu Dan Bucura, duminică de duminică. Prieteni dragi, astăzi mă interesează cum vă simțiți. Cum sunteți? A venit vara, un aer condiționat, o înghețată, un șpriț rece, vine răceala, vine viroza, două-trei zile tușim, suntem un pic slăbiți, ne mai dor mușchii, curge nasul, după aia mergem mai departe. E, vestea proastă este că... Tu, mulți care au avut și au aceste simptome au dus pe picioare și COVID-ul, valul, nici nu mai știu, valul 6, cred, da? Vă spun cu certitudine și mă predau în fața dumneavoastră ca de multe ori în direct. Și eu am trăit acest lucru și întâmplarea a făcut că m-am și testat și am ajuns și în sistem, așa cum până la urmă ar trebui poate să facem toți. A fost o răceală clasică. De vară, cum îi spunem noi. E bine, noi îl trecem. Dar ce se întâmplă cu cei care au grijă de sănătatea noastră și care decid cu privire la tot felul de măsuri pe care le-am trăit de 2 ani încoace? Ne bagă iar la coteț, cum zic unii, ne țin în distanțare, cum spun cei uh, cu termeni mai elevați în vocabular, îi vaccinul, doza 4, doza nu știu cât, măștile, iar ce se întâmplă, ce ne așteaptă? Cred că asta ne întrebăm toți. Și din acest motiv, în această seară, așa cum știți și din promovările de peste zi, voi avea alături de mine pe cineva care poate răspunde mult mai bine decât noi la aceste întrebări. Înainte de a-l prezenta, vă mai spun un lucru. Așa cum știți foarte bine, urmăresc mesajele dumneavoastră și pe rețelele de socializare și de câte ori îmi scrieți, îmi trimite sau când ne întâlnim în spațiu public, știu că românii au trei preocupări astăzi. Una, într-adevăr, este legată de modul în care va veni acest val 6 și cum o să-l ducem pe picioare sau nu. Al doilea, se leagă de măsurile de care am vorbit. Da? Ce o să se întâmple? Iarăși nu o să avem voie să ieșim din casă? Cum? După ce ore? După ce ritualuri? E și mai e o categorie, nu tocmai mică, așa cum uh, am văzut, care se întreabă, Bă, ce facem? Dacă vine iar un val, o să apară iar niște băieți deștepți care o să facă niște lovele multe pe seama acestui val? E bine, măcar o parte din lucrurile acestea și. Per eu multe altele, le vom discuta, le vom analiza și vi le vom prezenta astăzi la Selectiv, alături de domnul ministru profesor Alexandru Rafila. Bună seara domnule ministru! Da, omul de la sănătate care va trebui să ne răspundă legat de sănătatea noastră. Domnul ministru, cam acestea sunt uh, frământările. Nu știu, bănuiesc că și la dumneavoastră tot genul ăsta de mesaje uh, ajung, nu? Da, ajung. Ne băgați uh, la coteț, ne izolați, no, ne așteaptă no, 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 no. lucruri rele. Ministerul Sănătății, sigur, nu face așa ceva, dar haideți să discutăm ca să lămurim lumea și să nu speriem lumea, cred că asta e lucrul cel mai important. Vă rog, deci, prima dată. Prima am văzut întrebare. că ați dat uh, recent o alertă către spitale să refacă acele uh, circuite COVID la care unele renunțaseră. Ce înseamnă asta? Adică uh, este, motiv. Ad, este adevărat, uh, totdeauna când ai o situație epidemiologică care evoluează într-un mod care poate să devină îngrijorător, trebuie să iei niște măsuri înainte de uh, materializarea acestor lucruri, și ceea ce am făcut noi este o procedură obișnuită. Ea a fost generată de faptul că am avut de la o săptămână la alta o creștere, aproape o dublare a numărului de cazuri înregistrate în România. Vedem că acest trend continuă și România nu e singură. Acea, acea situație se întâmplă în multe țări din Uniunea Europeană și încercăm să repetăm, dacă se poate spune așa. Întreaga procedură, tot conceptul care a stat la baza gestionării, a spune eu cu destul de mult succes, a valului al cincelea și care a determinat într-adevăr reziliența sistemului de sănătate a fost demonstrată, spitalele nu au fost depășite, nici secțiile de terapie intensivă, n-am avut niciodată mai mult de 60% din paturi ocupate, de-o parte. Și lucru care eu cred că a fost cel mai important, numărul de decese s-a redus semnificativ. Au fost de patru ori mai puține decese în valul al cincelea față de valul al patrulea. Și cred că lucrul ăsta trebuie să-l avem în vedere totdeauna, să protejăm viețile oamenilor. Așa că am restabilit acest plan de măsuri care asigură accesul la testare, asigură accesul la asistența medicală prespitalicească, mă refer la medicii de familie și la cele centre de evaluare și de tratament care au și capacitatea de investigație, au și tratament antiviral sau chiar anticor monoclonal care se pot administra persoanelor care au nevoie de acest tip de tratament. Bineînțeles, o să continuăm cu campania de informare și, bineînțeles, cu câteva recomandări pentru populația generală să utilizeze în spațiile închise aglomerate, nu runde masca ca un mijloc de protecție care în mod evident este uh, util uh, iar uh, în unitățile sanitare pentru că în unitățile sanitare avem o legislație care permite uh, controlul transmiterii infecțiilor pe care le numim nozocomiale sau uh, asociate asistenței medicale acolo personalul medical pacienții aparținătorii poartă masca pentru ca să prevenim acest tip de transmitere în unitatea sanitară, unde evident există alte riscuri decât în viața de zi cu zi. Domnule profesor, e clar pentru foarte mulți că vaccinurile și-au cam atins limitele. Triplu vaccinat, ești liniștit în comunitate astăzi, iei omicronul fără niciun fel da, de problemă. De Acum, eu vă de... întreb direct. Există, spun în perspectiva poate a unui al patrulea vaccin, mai puteți, autoritățile noastre, să mai convingeți oamenii domnul, să vină? Domnul Bucura, haideți De să loc. lămurim lucrurile. Atunci când a început pandemia, acest vaccin sau aceste vaccinuri au fost autorizate pentru că, în marea majoritate a cazurilor, ele opreau transmiterea bolii vaccinarea ca și acțiune de sănătate publică se desfășoară pentru a opri transmiterea ca să oprești o epidemie, o pandemie și așa mai departe. Între timp, virusul a suferit multiple mutații și am ajuns de la o tulpină care producea forme foarte grave de multe ori la o tulpină care se răspândește mai ușor, dar care produce mult, mult mai puține forme grave. Inclusiv această ultimă subvariantă, Omicron BA5, are o astfel de caracteristică. Vaccinul practic a rămas același, virusul a evoluat și transmisibilitatea acestui virus nu este influențată de vaccin. Și lucrul ăsta l-ați remarcat și dumneavoastră, remarcăm și noi în cifrele pe care le avem de la Institutul Național de Sănătate Publică, proporția de persoane vaccinate sau nevaccinate în ceea ce privește transmisibilitatea este similară. Dar aici sunt două lucruri pe care trebuie să le spunem. Persoanele din categorii la risc înalt, care au diverse boli, comorbidități și așa mai departe, ar trebui să-și facă cel puțin doza 3 a treia, pentru că totuși proporția de cazuri grave, dacă ai făcut boosterul, este ceva mai mică. Iar în ceea ce privește această mă rog, posibilă doza 4 a patra, care în România a început să se administreze, dar la foarte puțină lume, opinia mea este că această doză a patra va fi foarte folositoare abia în momentul în care vaccinul va fi adaptat tulpinilor circulante. Lucrul acesta se va întâmpla din ceea ce știm noi, din ceea ce ne-a informat Comisia Europeană, inclusiv producătorii, probabil spre sfârșitul lunii septembrie. Și așa cum acum spun acest lucru, că vaccinul nu protejează împotriva transmiterii, dacă vor exista dovezi solide în acel moment și autorizarea și să va include acest lucru? Vorbim din septembrie de un vaccin diferit de, diferit ce de, de cel actual care este adaptat acestor tulpini Omicron. Adică cum făceam cu gripa sezonieră în exact. fiecare an aveam altă formulă. Exact. Exact. Este altă formulă. Acum dumneavoastră vedeți că la, aici la Covid așteptam așa numita sezonalitate. Toată lumea spunea, domne, iarna se transmite mai ușor. Acum vedem un val și în timpul verii și nu, nu e doar situația României, cum vă spunea. Probabil că mai avem de așteptat până la apariția sezonalității acestui virus. El mai devreme sau mai târziu se va mai stabiliza din punct de vedere genetic și noi vom deveni tot mai antrenați, tot mai rezistenți, pentru că viața ne va aduce în contact cu diverse variante ale acestui virus și în timp se va instaura o imunitate a comunității care Va proteja pe foarte de mulți. Cred că chestiunea asta vă întrerup ca să continuați ideea, dar s-a adăugat și asta în răspunsul rog. Uh, bun, apropo de modul în care noi vom deveni tot mai rezistenți, mai imunizați și așa mai departe. Dacă eu fac acum în această vară o formă de COVID, dar în toamnă apare vaccinul și mă voi vaccina, deși eu sunt încă purtător de uh, anticorpi. Uh, e, da, bine? e bine să faceți pentru că această variantă Omicron, din păcate, față de variantele anterioare, produce o imunitate de slabă calitate și reinfecția este posibilă. Chiar și acum, de exemplu, noi avem cam 20% dintre cazurile noi înregistrate sunt cazuri de reinfecție. Adică persoane care au mai trecut o prin prin boală. Sigur asta facem la persoanele simptomatice. Gândiți-vă însă câte persoane mai puțin simptomatice sau asimptomatice sau mai puțin dispuse să, să treacă pe listează, la lumea sau să da, prin sistemul de testare, exact, prin sistemul de testare. Deci e clar că reinfecția este posibilă, este posibilă și avem numeroase exemple la persoane care au trecut prin boală, au făcut și trei doze de vaccin, cum spunea și dumneavoastră. Deci e clar că în momentul de față instrumentele noastre de a ne apăra împotriva infecției sunt limitate. Și de asta recomandăm masca pentru că acolo e foarte clar, o barieră mecanică, o barieră mecanică care are o eficiență destul de bună, și nu trebuie să o folosim tot timpul, dar să o folosim măcar când intrăm într-o zonă închisă, aglomerată. Și cu un lucru foarte important și ușor de rezolvat, aerisirea spațiilor închise este esențială, mai ales acum e vară, nu e niciun fel de problemă să rămâi cu geamurile deschise, cu ferestrele deschise. Limitează foarte mult transmiterea bolii, deci o măsură care în niciun caz nu este o restricție, este pur și simplu o recomandare pe care poate oricine să o respecte. Domnul Ministru, apropo de cifrele pe care le spunea dumneavoastră că au crescut, toate se bazează pe ceea ce se testează cu oamenii, dar da? în rest, a, evident da, e, că e sunt e în jurul clar, E, e mult, clar că mult, e un mult, trend crescător dacă într-o săptămână am avut 4.000 de cazuri, cumulat într-o săptămână, și în săptămâna următoare, raportarea se face lunea, am avut 7.700, este evident că e o creștere aproape, o dublare a numărului de cazuri, Câte se testează, dar totuși mai avem câte câțiva indicatori pe care îi monitorizăm. Proporția de teste pozitive din totalul testelor efectuate. Da, corect. Când uh, scăzuse foarte. Aveți mult un bazin la... mai mic, dar măcar vedeți ce se întâmplă. Exact, acolo. când avusesem uh, cele mai puține cazuri, în urmă cu o lună, o lună jumătate, uh, această proporție era undeva în jur de 1%. Deci doar 1% din cazurile testate erau pozitive. Acum am ajuns la 5%. Deci e clar că se întâmplă ceva. În valul precedent am ajuns și la 30% pozitivitate, adică unul dintre ei era COVID. E, lucrul ăsta ne arată că virusul circulă în comunitate, cu cât această proporție este mai mare, cu atât probabilitatea să avem un val pandemic, mai ales că mergem cu un crescător, este mai mare. Dar asta nu înseamnă că lumea trebuie să intre în vreun soi de vrie și iar să înceapă tot felul de dezbateri interminabile pe această temă, fiecare să se protejeze cum consideră că este mai bine să o facă și dacă poate să aplice acele măsuri pe care noi le-am recomandat, utilizarea măștii în spații închise aglomerate și aerisirea incintelor, sigur, și spălatul pămâni, nu cred că este o filozofie pentru cineva. Avem Fi și o... un grafic aici pentru pe exact. telespectatorii de acasă, cam cum evoluează. Cum a evoluat, case, da, și, ele... aveți, și nume... aveți și numărul total de decese acolo, numărul relativ redus de decese față de perioada anterioară, dar nu putem să fim încă optimiști pentru că, totdeauna, numărul de decese sau creșterea numărului de decese apare după o latență de 3-4 săptămâni de la creșterea numărului de cazuri. E și normal să fie așa, există o evoluție uh, naturală a acestei boli sau, mă rog, a persoanelor care sunt infectate și atunci trebuie să vedem cum vom sta peste 3-4 săptămâni. Domnule Ministru, le-am promis celor de acasă că vom duce discuția un pic și în zona financiară, în zona banilor. Vreau să vă spun un lucru pe care l-am trăit și eu și îl văd și telespectatorii cu siguranță. <coughs> Au mers zilele trecute într-un centru zile, nu, în urmă ceva vreme, în centru de testare, unde bătea vântul. Oamenii extraordinari erau extraordinar s-au bucurat, au văzut trei persoane acolo, ai de mine ce bucurie. M-a costat, domnule ministru, 100 de lei de persoană. Acum 2 ani de zile, când mergeam și erau cozile cât. Era 200 de Era 100 de euro inițial, domnul ministru. 390 de să sănătății de conta 200 de lei? Ok, da. Oamenii vă spun eu, plăteau aproape 100 de euro la privat. Niște oameni au făcut. Milioane, pentru că eu nu cred că atunci, nu știu, același Și Nu, ce la readminează. Haideți să vă spun exact. Vă situație situația. Probabil că unii au exagerat în acea perioadă și au cerut prețuri foarte mari și acum, să știți, existau oameni care au călătorit în toată lumea și între țări erau foarte mari diferențe. Dacă vă făceați, de exemplu, într-o insulă exotică, era foarte, foarte scump, era mai mult de 100 de euro, dacă vă făceați în Turcia era 20 sau 30 de euro. Deci o diferență foarte mare. Acum, testele astea s-au dezvoltat foarte rapid, mult în acești doi ani. Și de o, e o regulă și economică, cu cât produci mai mult, cu atât scade prețul. Deci în momentul în care a apărut pandemia, erau puține resurse alocate acestui tip de diagnostic. Nici n-a existat până la urmă, până în luna ianuarie-februarie anului 2020, acest tip de diagnostic. Și, în mod evident, costurile erau mari, erau puține locuri în care se făcea și așa mai departe. Pe măsură ce această activitate a devenit de rutină și costurile au scăzut și inclusiv în programul Ministerului Sănătății. Dacă inițial Ministerul Sănătății cred că deconta undeva în jur de 200 de lei în primul an al pandemiei, acum cred că 100 și ceva de lei, 100 și puțin, nu știu exact din afară, dar asta arată că și costurile în spitale, în unitățile care au contracte cu autoritățile publice sunt mai mici și există foarte mult personal antrenat să facă acest tip de diagnostic față de foarte puțin personal antrenat care există în urmă cu 2 ani. Vreau să vă arăt dumneavoastră, dar mai ales telespectatorilor, un obiect straniu, un obiect de care poate mulți au uitat, dar care a făcut furori la un moment dat în perioada respectivă. Uitați în spatele dumneavoastră, domnul ministru, este o izoletă. <laughs> o nu știu, o chestiune de asta ce părea SF și acum am uitat complet de ea. Ce s-a întâmplat? Nu știu să vă spun absolut nu nimic că nu despre... La voastră, nu că nu știu nimic gestionat. despre uh, istoria acestor izolete. Știu că era foarte spectaculos atunci să transporti pacienții cu da. un astfel de dispozitiv, cu presiune negativă și așa mai departe. Uh, lumea se speria când vedea o, un pacient transportat cu așa ceva. După aia, experiența, viața a demonstrat că e o viroză care poate fi ținută sub control cu măsuri mult mai simple și nu trebuie neapărat să fii tot timpul îmbrăcat în cosmonaut și introdus într-un astfel de dispozitiv. Sincer să vă, să vă spun, nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Dar au fost niște milioane sau uh, chiar mai e nu mult? Nu știu câte milioane a fost. Nu eram la Ministerul Sănătății, n-am niciun fel de idee Uh, nici cât au costat, nici câte s-au cumpărat. Da, astăzi, dar astăzi, când vorbim dumneavoastră, nu știți de soarta lor. Nu, nu, nu. Trebuie să întrebați la Departamentul pentru Situații de Urgență, dând și gestionează izoletele. Adică la domnul Arafat, ca să înțeleagă și telespectatorii, nu, Ministrul Sănătății nu știe, dar asta e, au fost achiziții. Vreau să mai clarificăm o chestiune tot legată de bani. Uh, Celebrul număr de 120 de milioane de doze de vaccin pe care România le-a contractat, urmau să vină cu perioada aceea în care unii îl acuzau pe premierul Câțu că e, aruncă cu bani în stânga, în dreapta. Până la urmă ajunsesem totuși într-o paradigmă în care aveam vaccinuri și le dădeam, le donam diferitelor țări, unele chiar mult mai bogate decât noi. Țin minte că am dat gratis Coreei de Sud. Păi apar un pic mai cu pib da. mai răsărit. Uh, nu e chiar așa. Uh, am dat vaccinuri Corei de Da, da, am dat O să revin și asupra acestui element. Da, și să clarificăm povestea asta. Uh, nu cred că sunt chiar 120 de milioane, probabil că sunt vreo 90 cu totul. Uh, România, în primul rând, nu este parte a acestor contracte. Comisia Europeană Corea. a semnat pentru și numele statelor membre. România și celelalte țări, țări membre erau întrebate din când în când dacă doresc să primească o anumită tranșă de vaccin. O tranșă semnând multe vaccinuri. Ultimul da, ca să spunem așa, care nu a fost la starea civilă, ci a fost la Ministerul Sănătății, a fost în luna mai anului 2021, pentru vaccinurile anului 2022 și 2023. Uh, și atunci s-a spus, da, pentru 40 de milioane de doze de vaccin, aproximativ 40. Aceste 40 de, de, de milioane urmând să acopere necesarul pe anul 2020, acesta, 2020, da, da, exact. Dar nu expirau? Uh, oricum vor, urma... uh, vă, vă spun imediat. Uh, sigur, ele urmau să fie livrate în tranșe. În tranșe. Da. Nu, era vorba despre asta și mai mult uh, între timp uh, producătorii au prelungit durata de valabilitate a vaccinului pentru că era văzând și vă adică nu aveau de unde să știe că își păstrează, cât timp își păstrează eficacitatea. Acum s-a demonstrat că eficacitatea, dacă sunt păstrate însă corespunzător, este mai lungă decât cea estimată inițial. Dar noi ne găsim totuși într-o situație ciudată în momentul de față, în care noi am cumpărat niște vaccinuri care, așa cum am discutat la începutul emisiunii dumneavoastră, au o eficacitate redusă și dorința populației de a se vaccina a scăzut foarte mult. Și nu a scăzut doar în România, a scăzut peste tot, având în vedere aceste elemente. Chiar s-a ajuns într-o situație în care 10 miniștri ai sănătății, între care m-am numărat și eu, din țări membre ale Uniunii Europene, au trimis comisarului de specialitate, doamna Chiriachides, o scrisoare în care se dorește renegocierea acestor contracte, încât vaccinul, numai pentru că nu mai răspunde nevoilor în acest moment să fie upgradat, dacă este cazul, cantitățile să fie renegociate, eventual, în funcție de gradul de absorpție posibil într-o țară. Iar apropo de donații, ele, din păcate, nu mai sunt posibile, aceste donații, pentru că nimeni nu mai vrea să le primească, nici Națiunile Unite. Există acolo un mecanism, COVAX se numește, în care țările donatoare pot să... Și-au dat, dat și noi, a dat și Uniunea Europeană, ei nu mai vor acum vaccin, nu mai vor să primească vaccin, pentru că, în mod evident, nu există interes pentru acest vaccin. Ce facem noi cu și trecem de la una la alta. dar le spunem europenilor de ani de zile că avem urși, că donăm cu mare drag și nu vrea da. nimeni, nu a, vre a, nimeni. E, Deci, și acum toată lumea așteaptă două lucruri. Să primească nou vaccin, așa cum am discutat, și sper să fie uh, un vaccin uh, eficient și uh, să putem să recomandăm cu încredere, adică să credem și noi în el și să facem lucrul ăsta îndeplină responsabilitate și cât mai mulți dintre noi se protejeze pentru sezonul rece și cred că e o idee foarte bună pe de-o parte și să se renegocieze aceste contracte de către Comisia Europeană în sensul adaptării cantităților la necesarul statelor. Ce știți dumneavoastră până acum? Cât s-a aruncat în România? încă n-am aruncat foarte mult dar nu este exclus să o facem pentru că noi avem acum peste 8 milioane de doze de vaccin în depozite uh, și, cum vedem, nu este. Vaccinul vechi, care este vechi, nu mai trebuie, încă da? Deci, cel nou 8 milioane în uh, depozite. Cel nou încă nu s-a înregistrat. Nu deci, deci, e clar că este vorba despre cel vechi. Este o preocupare pe care o avem pentru că impactul distrugerii unor vaccinuri și a risipirii unor bani publici. Asupra publicului poate să fie negativ, pentru că nu numai apropo de bani, ci și apropo de încrederea în vaccin. Și de asta eu am luat această hotărâre încă de la început, când am venit de la Ministerul Sănătății, să spun lucrurilor pe nume, când consider, și pe bază științifică, nu așa că mi se pare mie, că acest vaccin nu este eficace, nu pot să spun că să îndemn lumea să se vaccineze, dar în momentul în care avem un vaccin care să protejeze persoanele care beneficiază de vaccinare, în mod evident o voi face. Adică trebuie să fim responsabili și credibili în fața publicului. Din păcate, dacă se distrug foarte multe vaccinuri și se pierd bani publici, atunci o să avem o problemă nu numai de natură financiară, ci și de natură de credibilitate în general în ceea ce privește vaccinarea. Și asta e da. un lucru care deci mă preocupă e o foarte mult. problemă de management mult. până la urmă, cineva a decis să le avem în depozite și noi le aruncăm că pe bună dreptate. A, nu cred că sunt uspericii. astfel de cantități multe dintre statele membre ale Uniunii. Să mergem puțin către zona medicală mioritică, da? asta e chiar o grada noastră. Anii trecuți arădeau spitalele cu rigurozitatea unui cea elvețiene, asta ca să fiu cinic așa. Deci era, nu, nu luna și spitalul, dar oricum am avut multe Toamne, ferește de o supraaglomerare ca cea din vremurile respective. Puteți asigura telespectatorii astăzi că un alt spital care să ardă, precum cele de până în ultimii ani, nu mai poate apărea? Și, doi la mână, dacă astăzi, din ce știți dumneavoastră, cel puțin sigur nu e treaba noastră, e a procurorilor și altora, avem niște vinovați cu subiect și predicat. Trimiși să răspundă pentru ce s-a întâmplat. Uh, domnul Bucura, aș fi demagog dacă a spune că eu pot să garantez cuiva că o unitate sanitară nu poate, într-o unitate nu poate apărea un incident, inclusiv un incendiu, pentru că sunt două elemente extrem de clare care nu țin de Ministrul Sănătății uh, și eu am făcut, când am venit, am făcut o evaluare. Am făcut o evaluare al situației instalațiilor electrice din spitalele, majoritatea spitalelor din România. Și există spitale care sunt de 50, 60, 70 de ani care nu au instalațiile electrice schimbate. Vă dați seama, dincolo de îmbătrânirea fizică a cablurilor și așa mai departe, mă rog, eu nu mă pricep la chestiunea asta, există cu totul și cu toate alte echipamente, alți consumatori, nu au nicio legătură consumatorii de azi cu cei care existau în urmă cu 50 sau 60 de ani. Deci e clar că este o problemă legată de infrastructura spitalicească, dar să știți că asta. Pe mine mă îngrijorează, în măsură mai mică, în măsură mai mare mă îngrijorează comportamentul uman. Pentru că unele dintre incendii au apărut ca urmare a unor neglijențe. Nu e vorba de mână criminală, e vorba pur și simplu de o neglijență și am avut un astfel de incendiu, nu știu, este nu de mult. Putea spune chiar prostie uh, locuri, uh, dar... Nu, dar cineva care, de exemplu, fumează și aruncă o țigară într-o zonă, unde într-un coș de gunoi care ia foc. Și am avut o astfel de situație într-un spital acum câteva luni. N-au fost, uh, cum să zic, s-a stins rapid. Dar vă dați seama că astea sunt comportamente pe care cineva nu poate să le controleze și sigur, managerul face proceduri, face traininguri, oamenii semnează că au luat la cunoștință, dar sunt și situații când nu poți să, nu poți să controlezi aceste lucruri, coroborat cu problema legată de infrastructură. Și atunci important este să existe în permanență, la nivelul fiecarei unități sanitare, o preocupare în acest sens de a discuta per periodic cu personalul, exemplu personal, pentru că dacă știu managerul le spune tuturor să nu fumează și fumează în timp ce le explică lucrul ăsta, nu cred că are un impact dar, foarte la mare. La am primit niște oameni la pușcărie punând de Bun, la acolo... inovații. Aici, la spitale, nu am uh, auzit, uh, Există o anchetă în derulare și în ceea ce privește situația de la, uh, să nu uh, de la Matei Balș. Dar vedeți, uh, și chestiunile astea au niște limite. De exemplu, după uh, exem uh, incendiul de la Matei Balș, a fost o întrebare legată de existența detectoarelor de oxigen. Știți că dacă oxigenul este în cantitate mai mare decât e concentrația în jur de 20%, cât e concentrația normală în aerul atmosferic, dacă ajunge 24, 25, 26%, riscul de aprindere e foarte mare, pentru că orice scânteie banală poate să producă un dezastru. Și, domnule, ați avut detectoare de oxigen? Nu. Foarte rău. Da, următoarea întrebare. Există vreun spital din țară care avea detectoare de oxigen? Nu. Adică, știți, acum au început să existe, după aceste incidente, managerii, autoritățile locale, Ministerul Sănătății, încurajează dezvoltarea de, nu știu dacă e o strategie neapărat, de proceduri care să încurajeze introducerea acestor detectoare de oxigen. Care să controleze mai bine sau să reducă. A fost totuși nevoie să, să moară niște. Să reducă de riscurile. Arsăpat, Știu, dar să trebuie să, dăm... să înțelegem că noi ne confruntăm cu două elemente. Una este infrastructura veche. Și un lucru care e mai greu de schimbat de foarte multe ori și vedem asta în viața de zi cu zi, e mentalitatea a țintuit -ți foarte bine. Nu vite. vreau să vină publicitatea peste noi și să nu epuizăm alte două subiecte. Domnul Ministru, nu ați fost la butoane, așa că teoretic răspunsul ar trebui să vină mai lejer și vă întreb direct. Avem vreo șansă din marea halcă PNRR pe care o trage România să facem vreo brânză pe zona medicală? Să facem și noi niște spitale, alea domnul, domnul Bucura, noi am găsit acest program la Ministerul Sănătății, a fost așa ca un soi de a, cadou cu o panglică mare și nimeni nu știa ce e în cutie, inclusiv angajații Ministerului Sănătății. A, nimeni din Ministerul Sănătății nu a lucrat la acest program de redresare și reziliență, absolut nimeni cu excepția a 3-4 angajați care lucrau la biroul unui secretar de stat sau la biroul Ministrului Sănătății din acea perioadă. Deci e clar că întâi noi a trebuit să înțelegem filozofia acestui program, care nu exista din punct de vedere al informației și informării presupui că acest program trebuie să fie implementat de cine? De angajații Ministerului Sănătății. Era normal, nu? Să păi, lucrezi cu să ei. Să scrie tot ei niște alte proiecte. Numai, nu, mă exact. Mă cas, mă. Și am găsit niște implemente. termene care erau foarte scurte, unele dintre ele foarte strânse, La unele erau mi -mi lipsea logica. Mă rog, nu vreau să comentez, nu vreau să acuz pe nimeni de nimic. Nu uh, au existat niște reacții de virulente la primele declarații care, pe care le-am făcut apropo de PNRR. Unii ziceau că eu sunt leneș, din cauza asta nu, nu se întâmplă lucrurile. Lucrurile s-au întâmplat, noi ne-am îndeplinit indicatorii care erau prevăzuți acolo, dar lupta nu este cu indicatorii. Cred că lucrurile sunt mai nuanțate. Important este să fim capabili să dezvoltăm proiecte care se ducă la construcție. faceți spitale unul. până da. la următoarele alegeri? Și acum noi, sigur, avem de ales 25 de spitale sau, mă rog, structuri spitalicești, că nu-i vorba neapărat de da. spital în integralitatea lui, dintr-o listă de 49 care nu a avut însă niciun fel de criteriu de uh, includere. Adică, bun, avem 25 din 49. Cum le-ați ales pe cele 49? Păi n-a existat niciun criteriu. Și lucrul ăsta este evident pentru că unul dintre spitalele propuse în lista de 49 nu există. Uh, eu, în general, nu cred că se pot face. Uh... Obișnui noi să vedem care este. Uh, adică era un spital care fusese desfințat în 2020, și el a apărut pe, în 2021 pe lista de investiții în cadrul PNRR. Eh, lucrul ăsta mi-a pus, sau și când nu numai mie și colegilor mei, câteva întrebări. Uh, încercăm să vedem dacă Comisia Europeană va accepta, lucrul ăsta e foarte dificil de obținut. Să accepte că uh, listă un spital. Nu, 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 asta acceptă. Da. Adică să s -s. completăm s Să unul și eventual să punem altul. Da, exact, să completăm această listă. Noi încercăm să facem lucrul sau oricum o să facem tot ceea ce putem, responsabil, fără niciun fel de pasiune și fără niciun fel de. Adică da, dacă pasiune, ar fi de, plâns, -ar fi de râs. pasiune, râs avem fi ca de, să lucrăm, de, de dar nu, nu vrem să intrăm în polemici cu unii și cu alții. Ne vedem de treabă. Am înființat acea agenție de investiții în infrastructura din sănătate, are un regulament de organizare și funcționare. Important este să putem să colaborăm atât cu colegii și, bineînțeles, cu beneficiarii acestor proiecte, dar acolo, sigur, ne-a frapat încă un lucru. Dumneavoastră știți că scopul acestor proiecte este, în general, să furnizez cetățenilor din România acces la servicii de sănătate, dacă s-ar putea, cât mai echilibrat. Și este bine că este așa. E, din păcate, din lista de 49, lipseau numai puțin de 22 de județe, deci în 22 de județe nu este niciun fel de obiectiv. Poate nu era nevoie, aveau prea multe județe. Nu, tocmai tale. că cele mai multe sunt în județele care au deja o infrastructură sanitară dezvoltată și am avut trei județe cu câte patru proiecte. Uh, și 22 fără niciun proiect. Ori lucrul ăsta s-a întâmplat, după opinia mea, datorită faptului că n au existat criterii care să țină cont și de distribuția teritorială și de nevoile de sănătate ale cetățenilor. Uh, repet, eu nu aduc o acuză în nimănui, dar vă relatez o situație uh, care cred că trebuie măcar să ne pună pe gânduri Uh, însă, bineînțeles, noi ne am muncit atât de, de mult unii, și... domnul ministru, de au căzut și cu liftul înainte să... Ducă... Au muncit atât de tare la PNRR, unii de au căzut și cu liftul Le da. amintesc telespectatorilor ca să înțeleagă Domnul ministru, vreau să vă mai întreb, repet, înainte de publicitate O chestiune care, mă rog, mi-a fost semnalată și mie de telespectatori Noi am avut celebrul dosar Unifarm și scandalul da. de la Unifarm da. Avem și o condamnare Postul manager a luat vreo șase ani și ceva, în primă instanță, să se fie de bine Oamenii când vorbesc de Unifarm au rămas în continuare cu ideea, bă, acolo unii fură niște bani. E simplu. Ați spus un manager nou la Unifarm. Da, e un om extrem Domnul de Adrian Dobre, pe da. care îl întâlneam și noi prin studiourile de televiziune, fost secretar de stat la muncă, dacă nu mă înșel. Da. Ce-l recomandă pe domnul Dobre în condițiile în care singurul lucru... Care m-a frapat e că nu are nimic medical în CV-ul domniei sale. Păi să știți nu că e nevoie de. Un... Fostul manager avea câte ceva medical, lucrase pe la niște firme de distribuție <laughs> de medicamente. Dacă credeți că asta e. Lucru, nu, e este un nu, foarte. Eu vreau să înțeleg fenomenul, doamne. A, să știți un lucru, să vă explic ceva. Când e vorba de o întreprindere comercială, e bine să pui un economist, așa spune experiența. Cea mai bună, cel mai bun, cel mai performant asset din portofoliul sănătății publice din România, din punctul ăsta de vedere, antibiotice Iași. Acolo manager este de 20, peste 20 de ani, un economist. Fabrica merge foarte bine, produce mulți bani în fiecare an, și pentru dezvoltarea fabricii și pentru statul român plătind uh, aceste dividende. Deci este clar că trebuia un economist. Uh, domnul Dobre are experiență administrativă, zic eu, suficientă și care extinsă, a stabilizat foarte rapid compania, are și un consiliu de administrație care îl ajută în acest sens. Ca să economisim banii publici, noi am redus numărul de membri la Consiliul de Administrație pentru că este o poziție retribuită și l-am redus de la 7 la 5 membri. Și să vă spun care este secretul Unifarm, de ce este nevoie de Unifarm. Acum, nu numai că nu se fură bani, se fac bani la Unifarm se încearcă să se acopere o mică parte din paguba care s-a înregistrat. Uh, pentru că uniformul este un element uh, care ține până la urmă la un mic punct și de siguranța națională și vă explic imediat de ce. Noi avem uh, medicamente pentru foarte multe boli care nu se găsesc pe piață, nu există, nu sunt înregistrate, nu e nimeni interesat să le aducă și atunci aceste... Medicamente se aduc pe ceea ce numim noi autorizații de nevoi speciale. În momentul în care uh, unifar nu a mai fost pe această piață, deci uh, importatorul public, că e, un spital, e un spital mă scuzați, e o entitate o, în care Ministerul Sănătății este uh, proprietar, uh, prețurile unor medicamente aduse pe autorizații de nevoi speciale au crescut între 5 și 10 ori. Nu cu 5 și 10%, de 5 ori până la 10 ori. Deci statul român plătește sume mult mai mari. Existența lui pe piață, ca și, judecă, ca și jucător, este extrem de importantă și de multe ori nimeni nu venea să aducă un medicament în cantități mici. Vedeți că ați auzit, uh, 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 ser antibotulinic, de exemplu, o chestiune care ai nevoie o dată la o lună sau la două luni, dacă apare un astfel de caz, Unifarm aduce aceste produse și asigură dacă vreți accesul la tratament pentru multe categorii de pacienți și la un tratament pe care statul român nu plătește excesiv și ține lucrurile sub control. Din cauza asta este foarte important să înțelegem că uniform este strategic și cu o conducere bună poate să. De își Dumnezeu, această ministru, datorie. Să nu mai facă strategii cei de acolo cum au făcut atunci și să nu cred că se mai pune problema nu cred că se pune problema atunci ei au primit o sumă extrem de mare de bani vreo 230 de milioane de lei. că dacă tot a venit uh, e păcat să o lase uh, să în exact. circule așa. Noi, prieteni, dragi, ne vom întoarce cu domnul ministru și cu interviu flash, interviu fulger, rubrica noastră fixă, după foarte foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, dragi. Prieteni dragi, am revenit alături de noi, cum știți, domnul profesor Alexandru Rafila, ministrul sănătății. Domnul ministru, am ajuns la rubrica noastră fixă din emisiune, interviu Fulger. 10 întrebări, aveți 5 minute alocate. Puteți răspunde cu da sau nu unde simțiți nevoia, în altă parte dezvoltați, dar cele 5 minute sunt de toate. Începem de drumul la cronometru, da? Mă rog. Nu erați la butoane, deci la prima întrebare trebuie să răspundeți foarte rapid, de aia și apreciam un răspuns deschis și sincer s-a furat mult în pandemie? Atât că știți dumneavoastră pe spatele ei. Probabil că a existat, au existat, situații în care, nu știu dacă s-au furat, dar oricum s-au cumpărat multe materiale neconforme care s-au cumpărat degeaba și lucrul ăsta, în mod evident, este o risipă a banului public. Dacă vi se va oferi o candidatură la o funcție importantă, nu știu, să spunem primăria Capitalei, să spunem președinția României, o să ziceți prezent? E o întrebare care mi s-a pus de foarte multe ori. Repet, în ceea ce privește primăria capitale, că este o zonă pe care nu o cunosc, adică nu cunosc administrația publică locală în suficientă măsură încât să spun că este o uh, intenție măcar sau un gând nici vorba de așa ceva. Uh, mi s-a pus și cealaltă întrebare referitoare la președinția României. Eu am altă treabă de făcut în momentul de față. Până la alegerile prezidențiale mai sunt mai mult de 2 ani. E mi se pare ciudată dezbaterea asta în spațiu public referitoare la o candidatură care trebuie să răspundă unor nevoi ale oamenilor din această țară la situația de peste 2 ani și cred că este prematur să discutăm despre așa ceva. De, un scurt comentariu. Au fost unii care nu aveau habar cu ce se mănâncă primăria și au ajuns și primari, au și condus 4 ani. Credeți că popularitatea de care vă bucurați și pe care ați câștigat o cu intrarea în PSD a avut darul să îi deranjeze și pe unii colegi de dumneavoastră? Mai exact, v-ați simțit vreodată sabotaj din interior? Um, în mod evident, totdeauna, dacă e o chestiune universală care se întâmplă atunci dacă ești beneficiezi din încrederea publică, sunt și persoane care sunt deranjate de acest, de acest lucru. Însă, până în momentul de față, nu am avut, dacă vreți, cel puțin în activitatea mea de la Ministerul Sănătății, n-am avut niciodată senzația că acest lucru s-a întâmplat. Sunteți mason? Am fost în urmă cu 12 ani și am renunțat la apartenența la, cred că mai bine de 12 ani. E adevărat sau spun unii că aveți o relație foarte apropiată cu domnul de care am vorbit noi mai devreme, domnul de la Unifarm. E privilegiată? Nu în relația este vreastră? privilegiată, este o relație pe care am dezvoltat-o la departamentele de sănătate ale Partidului, pe Partidului Social Democrat. Eu eram la departamentul economic, domnul Dobre era la departamentul economic, eu la, medic la sănătate, el la departamentul economic. Și atunci ne-am cunoscut și am dezvoltat o relație colegială care nu avea nicio legătură. Nici nu știam dacă dânsul este sau nu este membru în masonerie, e o chestiune pentru mine care a trecut de foarte, foarte mult timp. Îl avem astăzi în studiu alături de noi pe viitorul președinte al PSD Sector 2? Nu, în niciun caz. Considerați că păstrarea în funcție a secretarului de stat Raed Arafat a fost sau este benefică pentru România? Sau dacă ar ține de dumneavoastră l-ați schimba? Eu nu l a schimbat pe domnul Raed Arafat, eu l-aș muta la Ministerul Sănătății. De când sunteți în funcție? Va a venit la dumneavoastră vreun reprezentant, vreun intermediar, vreun lobbyist din partea companiilor Big Pharma să vă ofere lucruri? Absolut nefirești? nu, și uh, cred că asta, dacă vreți, s-ar putea să fie o vulnerabilitate a mea, nu din partea companiilor Big Pharma, în general, față de orice companie. Eu tot pe toți îi primesc într-un cadru oficial, n-am întâlniri. Uh, Private care să poată să pună întrebări apropo de astfel de situații Mi Este cea pe care ați descris-o dumneavoastră Totdeauna solicitările oficiale sunt sigur Li se răspunde într-un anumit interval de timp Și evit orice fel de posibilitate care ar putea să pună astfel de întrebări Și paga la medici mai este astăzi o realitate având în vedere noile lor salarii? Acest lucru să știți că se întâmplă în toate țările din Uniunea Europeană, nu numai din România. Problema este legată de amploarea fenomenului și cât, din, cât de tare influențează acest lucru accesul la servicii medicale și cât de tare influențează acest lucru sănătatea oamenilor care ar trebui să dea șpagă, cum spuneți dumneavoastră. Cred că s-a redus foarte mult șpaga la personalul medical, dar sigur nu putem, nu putem Ultimele să... Ultimele 40 de secunde să ne încadrăm cât de corect este ca un medic să fie și angajat la stat și după aceea, după program, să meargă la privat. Dacă ar exista niște reglementări foarte clare care să departajeze activitățile și să evite orice fel de conflict de interese, inclusiv trimiterea unor pacienți proprii de la spitalul public către spitalul privat, atunci cred că lucrurile... S-ar putea desfășura normal sau mai bine decât să se desfășoară normal. Asta înseamnă că cineva ar trebui America. să facă acele legi. Da, cele ne normative. gândim să vedem cum putem să facem încât să nu existe, într-adevăr, conflicte de interese de această natură. Oameni bune, acesta a fost profesor Alexandru Rafila, căruia îi mulțumesc pentru prezența la Selectiv. Vă promit că o să-l mai avem alături de noi pe dânsul de câte ori va putea și vom avea subiecte. Noi punem capăt astăzi ediției. Vă aștept duminica viitoare la aceeași oră 18. Până atunci, rămâneți alături de noi și de colegii noștri cu B1 TV.